Bună dimineața și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 19 decembrie 2017, convocată prin dispoziția primarului numărul 225 din 12 a 2017. Consultând condica de prezență, suntem în prezența majorității consilierilor care alcătuiesc Consiliul Local Strugari, ședința fiind astfel legal constituită. Înainte de a alege un președinte ședință, aș dori să vă supun aprobării procesul verbal de ședința extraordinară din 29 noiembrie 2017. Dacă aveți obiecțiuni, dacă nu, să votăm cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Pentru pura desfășurare a ședinței, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Hangan. Domnul Dospinescu. Alte propuneri? Cine este pentru domnul Dospinescu președinte? Împotrivă? Se abține cineva? Bun. Domnul Dospinescu, vă urez succes în conducerea ședinței din Consiliul. Tot mai pot niciodată. Am mai fost. Da, vă spun un bun venit la ședința de 19 decembrie. Și avem ca proiecte ordinele de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei pe mijloace de transport ale cadrelor didactice pe luna noiembrie 2017. Al doilea, proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018 și proiect de hotărâre privind organizarea sărbătorilor de iarnă pe anul 2017, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Bacău a orașului Dărmănești. Și la punctul 6, diverse. Supunem la vot ordinea de zi, dacă cine este pentru. Abține? Împotrivă? Dăm cuvântul domnului primar pentru vot. La primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii în călătorii pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Strugari pe luna noiembrie 2017. Având în vedere expunerea motive, raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate, precum și adresa școlii gimnaziale, la articolul 1 se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Strugari pe luna noiembrie, în sumă de 3.164 de lei. Dumneavoastră le-a discutat pe comisii, există și avizul comisiei de specialitate. Supunem la vot discuțiile. Sunt discuții cine este. Dar eu singur că nu abțin la proiectul ăsta. Deci, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Deci avem 9. Domnul Măciucă, dumneavoastră, vă abțineți, da? 9 pentru. Împotrivă nu avem, vă abține. La punctul 2. La punctul 2, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018. Știți că noi am mai avut o discuție de taxe și impozite în luna mai, având în vedere modificările codului fiscal, au intervenit niște schimbări de taxe și impozite, modificări. Eu am să dau citire succint pe articole. La articolul 1 se propun impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale pentru 2018, conform anexelor 1 și 3. Tabloul cuprinzând cotele, valorile, nivelurile impozitelor și taxele locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc,
se actualizează și se ajustează după caz de către Consiliul Local al Comunei Strugari și este prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. La articolul 2. Încadrarea și delimitarea pe zone în intravilan și extravilan a teritoriului administrativ a Comunei Strugari în scopul stabilirii taxelor și impozite este după cum urmează. Zona A, rangul 4, satul Strugari, localitatea Strugari. Zona B, rangul 5, satul Petricica Iaz, Nadișa. Zona C, rangul 5, satele Răchitișu și Cetățuia. Bonificațiile de care noi am discutat și în luna mai, de articolul 462 aliniat 1 și celălalt articol din codul fiscal, se stabilesc pentru contribuabile persoane fizice după cum urmează. În cazul impozitului pe clădiri, 10%, în cazul impozitului pe teren, la 10%, în cazul impozitului pe mijloacele taxe de transport, 10%. La articolul 5, v-am spus că mai sar peste celelalte care se suprapun ca și cuantumuri. Se propune aprobarea scutirii de la plata impozitului și taxelor locale a contribuabililor persoane fizice sau juridice, care se încadrează în prevederea regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitului și taxelor locale prevăzute de legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ce constituie anexa 2 la presta hotărârii. În anexa 2 sunt prevăzute acele persoane fizice sau juridice care beneficiază de facilități. La articolul 8, anexa numărul 1 și 3 care face parte integrantă din prezenta hotărârii, se referă la valorile impozabile, anume la clădiri, care aici nu s-au făcut modificări. Nicio modificare, v-am explicat. Față de ceea ce noi am avut. Dau un exemplu care este la noi în localitate, având în vedere că marea majoritate a construcțiilor sunt din paiantă. Deci clădirile cu pereți exteriori din lemn sau din cărămidă nearsă, din vălătui sau care alte mijloace de construcție, care nu sunt supuse unui tratament termic sau chimic, valoarea impozabilă pe metru pătrat, în cazul în care are condiții de apă, canalizare, electricitate, 300 de lei pe metru pătrat, iar în cazul în care lipsesc utilitățile, e 200 de lei pe metru pătrat. Bine, se mulțește, e formulă, e foarte, este formula, ai... 200 de lei, 3 milioane, omul are de 300 de lei. Dom'le, ai valoarea de 200 de lei pe metru pătrat, ai o casă de 100 de metri pătrați, valoarea impozabilă este de 200 de milioane de lei, dintre care, matale, plătești la... la primărie, o altă parte. Rangul localității, v-am spus. Impozitul pe teren și taxa pe teren nu au fost modificate. Nu. V-am spus ce e. Ți-a cei 400 metri scoși din intravilan, plus la mașinile peste 12 tone, s-a mărit impozitul. La taxele speciale au rămas la fel. Avem și coeficientul de corecție la rangul localității de care suntem la rangul 4 sau 5. Avem un coeficient de corecție de 1,0 sau 1,1, depinde de rang. La impozitul pe teren, pentru că multă lume pune problema cât plătești suprafața pe hectar. Pe hectar. Să spunem, media, da? La terenul cu construcții 31 de lei pe metru pătrat.
la terenul arabil 46, la Pășunii 24, la Făneață 24, la Vie Pirot 52 de lei. Deci aici unitatea de măsură e hectar, da? Deci vorbim de hectar. Atâta se plătește pentru fiecare... Numai cât din goiul la metru pătrat. La metru pătrat, deci suntem la intravelan, noi vorbim, la intravelan se plătește la metru pătrat, la extravelan se plătește la suprafața luată în calcul hectarul. La plata impozitelor pe mijloace de transport, știți care este. Cu grupa, înmulțește. Cu grupa. Se împarte capacitatea cilindrică, împărțiți la 200, vedeți câte grupe. La capacitatea ce se trecut, auto-utilitarea acolo. Dar când am trecut, nu știți că am făcut noi rectificarea. Da, să nu uităm, trebuie să fie, nu se poate. Dacă e peste, dacă... Da, nu trece, nu îi văd asemenea. O studiem și dacă iese, dacă e trece, dar noi am mai avut discuția asta. Codul fiscal este prevăzut și nu avem cum să o să... Am avut și știu că am rectificat. Nu, el vorbește de categorie, să fie autoturism. Dacă, dacă vorbim de aici, un încadrăm marea majoritate cu autoturism, 1600 și 2000 de centimetri cubi. Eu da? Știu, cred că aici. Deci sunt la o mașină cu capacitate de 1600, avem 8 grupe. 8 grupe înmulțit cu 18 lei pe grup. De fiecare grupă, 8 ori 8, 64, 8 ori 1, 8 și cu... 144. La 1600. La 1600. Aici e o valoare mai mare față de cum era până acum, pentru că până acum era 7 lei. Nu, aici e tot la fel. La mașinile peste 12 tone, acolo s-a modificat. Da, și aici. Și aici, da. Valorile este de primăria sau... Nu, le dă codul fiscal. Le dă codul fiscal. Și noi ne punem în... Cel care are o mașină peste 2000 de centimetri cubi, dacă aici până la 2000 se merge cu 18 lei pe grupă, dacă ai 2000 de centimetri, 1990, 2000. 2001 trebuie să fie, 1990. Ai 10 grupi, plătești 1720 de lei. Nu? Plătești, nu? Peste 2000 deja discutăm de lei. Da, de 72 dacă, de lei grupa. Dacă depășim 2000 și mergem până la 3000 de centimetri, acolo e greu. E 72 de lei de grupa. Și minimum 10 grupe. Deci minimum 720 deci, de lei. Deci ajunge ca la 3000 de centimetri cubi. Să ai 15x72. Să ai 15x72. Și înseamnă vreo 9 milioane. Adică ideal să aveți mașină până în 1500, 9 lei grupa, 9 ori 8, 72 de lei. Bine, că acum noi și de capacitatea noastră, de posibilitatea noastră de a ne cumpăra o mașină, de a o întreține. Nu știu dacă avem. De a o întreține. Sunt mai mari. Sunt care au pe 2000. Merge 2500, sunt mașini de 2500. Asta e legea, n-avea ce face. Aia sunt, aia sunt banii, ce se mai duce? Produc și bani. Mai sunt și de astea pe motoare și mâncare puterea asta, să vină și senzațiile să vă spate la mașină. Dacă n-aveau bani, nu le cumpăra. Eu mă uitam să văd, dar eu sunt sigur că era vorba și de auto-utilitate. Nu, sigur e trecut, sigur eu... Nu este trecut. Noi am avut discuția asta și am trecut, am rectificat. Era trecut, domnul, este vechiul... E vechea hotelă și tot o să mă uit să vedem la ce articol am inserat și o să inserăm și în carma asta. De fapt, mă trecem la observație. Auto-utilitate. Aici. Taxele pentru eliberare certificatului, mai facem o precizare, până la 150 metri pătrați, 6 lei, până la ceea ce depășește 1000 de metri pătrați, 14 lei. Și pentru fiecare metru pătrat care depășește 1000 de metri, se mulțește cu 001, nu-i mare lucrare. Dar important e ca oamenii să vină și scoată certificate de, de urbanism. La eliberarea autorizațiilor. Este prevăzut aici. Autorizațiile funcționale discutăm, da? Da, da. Sau autorizațiile construite? La, eliberarea autorizațiilor funcționale, e aceeași sumă pe care am avut-o până acum, e 64 de lei, nu e... Adică, cred că la îndemâna oricui să-și ia autorizațiile funcționale. Păi e mai greu până să ajunge să elibereze.
autorizația de funcționare, câte pași ai făcuți acolo care sunt... Deci trebuie respectat, ce zice domnul primar, trebuie respectat opisul ăla totalitate. Nu veți avea nici îngăduință din partea primăriei. Respectăm punctele respective, liberăm autorizația. Ce i-am făcut, domnule. Păi cine a făcut, dar sunt, dar nu a făcut. Nu, dar nu se trebuie fiecare an să o face. Nu, aia e. Eliberarea autorizației este valabilă. Cu autorizația de funcționare e valabilă de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Autorizație. Da, dar trebuie să fiți de cerbe ca să se trebuie. Nu știu asta, dar vreau să spun că actele care le dacă le ai și să recunoști toate celelalte, ele sunt la dosar. Deci nu trebuie să facem fiecare an dosarul ăsta. Ceea ce vreți spune dumneavoastră, că, de exemplu, autorizația de la DSDSA, aia ți-o dă și ți-o ridică doar în cazul unor neconformități. E valabile tot timpul. Asta vreți să spuneți. Nu am de altă... Piesele de la dosar sunt valabile. Numai că noi eliberăm autorizație cu condiția ca să fie la dosar toate piesele. Dacă până anul trecut era autorizația valabilă că eliberam în martie și era valabil până în martie anul viitor, acum sunt valabile de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Dar regulația se aduce pe 1 ianuarie, e ușor și nou, în centralizare, în procesare și în tot ce înseamnă gestionarea situației astea. Nu trec mai departe, pentru că sunt axele mai mult. De ce era prevăzut aici și ce v-a prezentat, cam acolo s-a umplat la ele. Restul sunt pendenții și n-am umplat la ele față de luna mai 2017. Aici vreau să spun că de a trece la discuții, foarte important. Există un articol prevăzut de codul fiscal prin care sunt obligat eu, o pot transparenți, să afișez datoria. Și vreau să stabilim, de comun acord în Consiliul Local, plafonul de la care afișez. Deci să înțelegeți mai bine. Sunt oameni care nu își plătesc taxele și impozitul local. Eu sunt obligat în fără lege să afișez pe site și la vizier. Trebuie să stabilim acum ședința Consiliului Local, de la acolo, de la care sumă în acces. Nu o să afișez că era cu 300 de lei, da? Sunt cetățeni care au până într-o 1000 de lei, că noi am avut discuții. Nu am zis la domnul primar, dar e bine să știți și la care n-au reușit să vină, au fost bolnavi, au fost în spital, nu știu ce. O să vă puneți de acolo și spuneți suma de la care se pornesc pentru afișare. Noi am propus suma de la 1000 de lei, dacă dumneavoastră sunteți suma respectivă. Cum discutați eu 1000, trec 1000 afișez? Cum îți spune? Trebuie trimestrial. Ce va mai plătesc cu 1000 de lei pe an, dacă e așa? 1010 milioane. Unii din scopul acestui an, da, dar locul este de a sensibiliza persoana aia. Acolo nu vă poate să o fără. Eu ce poate să dea pe lista alea, după mă vede și cu mama și mă dus așa. Eu așa de așa o fără. Hai să vedem ce zice cine are. Noi avem oameni. Nu, este o porne. Avem o datorie de ani din care nu o plătim. Așa l-a trebuit. Și tot chiar dacă n-are 10 milioane. Sau are 5, să zicem 500 de lei. Vorbeam de la credință și dacă... Eu zic că așa l-a trebuit. Dar nu poate să nu depășească 1000 de lei cu penalități pe care sunt și cu asta. Dar un exemplu, poate să aibă 2 ani de când el nu a plătit. Și atunci e pune la acolo special. Deci să punem condiția asta. Dacă e mai mult de 2 ani de zile, da. Chiar dacă l-a ajuns la 1000 de lei, să-l punem și acum, el cu mențiune respectivă. Acum trebuie să fim și un pic obiectivi. Pentru că selecția care se face pe calculator, n-ai cum, trebuie să umbli manual la fiecare, să-l extragi ca să vezi care nu plăti pe 2 sau 3 ani. Pe când atunci când spui care datorii de la 1000 până la 5000, listezi mai ușor. Lista, așa este. Asta e bine ca domnul Lazar a făcut observația asta, să fie pentru noi, ca să-i trimitem un scris lui. Băi, vezi cum s-a plătit amenzile, impozitele, timp... Bine, impozitele sunt prevăzute și amenzi. Nu ți-ai plătit timp de 3 ani de zile. La aia le trimitem acasă o sumație de plată. Dar pentru ceilalți care sunt de afișat... 1000 peste 1000 de lei, eu o să vă aduc și la ședința următoare la cunoștință. Persoanele vă dau la fiecare un tapel centralizator și faci datoria. Că ați spus cu penalitățile. Când mă refer la mine, că am un teren acolo care mi-o folosește cineva și o plătesc la Enăcheș. Sau cum îi zice? Enăcheș. Bereșteați, domnul. N-am plătit că nici n-am beneficiat de el și am zis, băi, dreptul de proprietate nu este condiționat de folosință, mai pur și simplu, am un act prin care îți dovedește proprietatea. Că nu reușești ma ta să fii stăpân, e problema ma ta personală, nu e a boateului. Aici problema ma ta, este poliție, este procuratură, este țată instituțională statului care ți-ar
Mi-e mir și rușine de ea și mi-e tot de la asta, de-a mie, de-a răspunșită, eu n-am plăticat, după ce-l dai bani, nu știu cu bani acolo. Nenea Mircea, n-are suficientă valoare terenul, că dacă ar avea suficientă valoare, spune eu cât îți luai terenul, să-l folosești, să-l faci ceva cu el. Nu, da. Haideți să vedem mai departe. Arce, domnul profe. Dacă mi-aduc eu prin aminte, s-a început o măsurătoare a curselor și a clădirilor. Da, o inventarie, așa este. Nu s-a mai dus la... Inspecția fiscală. La final. Deci trebuie și acolo s-ar putea... S-ar mai putea conecta niște bani pentru comuna, pentru primăria noastră. Haideți să vă răspund aici cu inspecția. S-a făcut în proporție din 90% rămas 10% un pic din două sate. Am pus de comun acord cu domnul primar să finalizăm până la 1 aprilie 2018. Și datorită volumului încărcat, gândiți-vă la PNDR-ul ăsta, am avut proiect european, să știți că a fost volum foarte mare de muncă. Și am căzut de comun acord să finalizăm, să ajungem la 100% din inspecția fiscală la 1 aprilie 2018. Cred că discuția asta e bine de făcut în luna aprilie 2018, când o terminăm, o să avem cât de cât niște date reale, că asta s-a făcut. S-a mers în teren, s-a măsurat curțile și imobilile, cât s-a putut. Și atunci o să discutăm. Într-adevăr așa, dar 90% s-a realizat inspecția fiscală. Aici mai este satul strugat. Foarte, un pic mai. Care sunt cu măsurători topografice și planuri de situații preluăm de acolo, care sunt cu autorizații preluăm de acolo? Sunt doar ăia care nu au niciun document pe care să te bazezi, să le înscrii datele imobililor. Dacă la suprafețele din curții, ca suprafeții de curs construcții, le preiei din titlul de proprietate, suprafețele construite, nu ai de unde să fie preluate din titlul de proprietate, pentru că nu, atunci când s-a măsurat, nu s-a pus în titlul de proprietate. Casa atâția metri pătrați, bucătăria atâția metri pătrați sau grajdiu are atâția metri pătrați. De asta noi am mers pe teren. Sunt niște diferenții pe care le-am constatat și înainte de a măsura și după ce am făcut măsurătorile. Și toate datele care s-au preluat din teren să trec în declarațiile de impunere a oamenilor când vin și noi le procesăm. Dar aici, până în aprilie, noi sperăm sigur să... Sigur terminăm. La 1 aprilie, eu, dacă sunt pe planeta asta, sigur terminăm. Da. În primul rând, domnul primar, să vă mulțumesc că continuați bonificația pentru populația din comuna Strugari cu 10%. O măsură propusă de mine am avut câțiva ani și o continuați și foarte bine. O altă chestie care s-a discutat în luna mai, o fost și s-au aprobat, e vorba de 45 de lei pentru autorizația de funcționari și nu de 64 de lei. Așa este, noi respectăm alea, așa le vor, 45 de lei, dacă păi este nu, acolo vor fi 64, aici, eu așa știu. Pe 64 e dată de... Nu. Nu, nu, nu. 45 de lei are și scorțenie, eu știu ce vorbim. Hai să vedem, dacă e o chestie foarte bună. Pentru că este făcută că doamna o luat cu ceea ce aveam în mai, nu luat ceea ce aveam în 2016. Da, fiind trecut prin rășa 64, cădem de comun acord, vă dați seama, că de asta suntem. Da, o fac. Chiar dacă nu am proiect în față, da, ținem de copă de scuze asta. Nu, ați vrut. Are un tutire aici, un lucru. Și până când căuta dumneavoastră, aș vrea să mai discutăm un pic, totuși nu este... Eu, părerea mea, încă o dată, țin să reamintesc pentru tot ce înseamnă închirierea cămilor din Strugari, cu sumele astea, nu 500 de lei, 300 de lei cu metriile și 100 de lei alte activități și prazicile. Eu propun 50% reducere, pentru că mi se pare corect ca locuitorii comunei Strugari să beneficieze de chestia asta. Și vreau să supuneți la vot, domnule președinte, acest amendament. Să vedem dacă și restul consiliului de acord pe chestia asta. Aici ai trecut și aici. Sunteți de acord să trecem 45, cu amendamentul ăsta să modificăm 45, nivelul de autorizații de funcționare pentru societățile comerciale. Punem, eu o să supunem la vot și o să vedem, da? Adică, totuși, domnul primar, ce spun treaba asta? Pentru că acum 2 ani de zile se plăteau, societății plăteau 60 de lei gunoiul pe an. Acum plătește 65 de lei pe lună. Deci, deja, cheltuielile pentru
societăți sunt foarte mari. Plus că angajați, tot ce înseamnă, cheltuielile sunt foarte mari. Și aici am spus că aici eu vreau să fac o observație pe care am mai făcut-o consilierul Lazar Gheorghe din mult foarte multe ori. Mergem și cum. Sunt bani prea puțini, o diferență prea mică, ca noi, la nivel de localitate, să avem un avantaj. Da, mare. Și eu zic, adică 46, dar decideți. Dacă dumneavoastră aprobați, și deci la anunț, acum ăsta... La anunț aveți amendamentul să scadă 50%? Eu așa aș vrea și la anunț și la toate alea. Acum stați un pic, să punem la vot. Noi am venit de la 800 la 500. Nu, acum trebuie să fim realiști. De la anunț am mers la 500, la cometrii 300, praznici 100, alte activități 100. Haideți să luăm, pentru de exemplu, anul ăsta, cât e mulți au avut o anunț la anunț? Poftim? Cât e mulți au avut din cauza taxelor? Păi nu, cuptură, nu poate să fie. Nu, anul ăsta, anul ăsta cred că au fost vreo 3 anunți. Adică, pierderea bugetului local ar fi vorba de... Nu, dar pierderea... N-am avut pierdere, tocmai. Pentru că de bani am făcut un pic în față... Ați văzut, da, de acolo să... Banii de la Cămin nu ne intră nou. Banii la Cămin îi vorbim. Pentru Cămin a fost și ceareul ăsta care a plătit 100 de lei chirii în fiecare. Da, domnule, dar din banii aia, el s-a autofinanțat. Că n-am pus noi bani. E bun, și asta e bun, că n-am pus bani. Că undeva trebuie să iei și pui acolo dacă nu... Uitați că uite, ați discutat despre ce are. Din păcate, de la 1 ianuarie 2018 avem cereri de reziliere a contractului, nu o să mai fie activitatea asta economică și o să rămânem și fără rezultatele pe lună. Și nu avem ce face decât să luăm marcul cererea respectivă și să reziliem contractul. Da. Haideți, pentru astea două observații. Domnul președinte, supuneți la vot. Supuneți cu amendamentele. Pentru praznice sunt eu de acord, acolo e o pomană. Dar pentru o muntă e o afacere. Face mizerii, trebuie plățării, trebuie. Trebuie oameni. Pentru praznic suntem de acord cu lui. Mai oameni buni, dar praznic e 100 de lei. Da, atâta, da. Să zicem că nu se mâine și la sovini stabilit. Da, 100 de lei. Eu vreau să supun la vot amendamentul ăsta. Deci restul să fie împotrivă, treaba lor, nu interesează. Eu vreau cu 50%, adică să fie... Deci pentru nunț. Supune la vot tot. Nu, haideți să facem un lucru următor. E părerea mea. Dumneavoastră, noi am stabilit aici, am propus niște quantumuri. Și acum spuneți că să meargă la jumătate, la 56%, da? Lumea așa așa e. Da. Acum, domnul președinte, supuneți la vot cine este de acord cu cuantumul stabilit de noi? Cine este de acord pentru cuantumul prezentat de domnul președinte? Cu proiectul în forma care... Cum a fost? Cum a fost? În forma prezentată și cu amendamentele tale. Hai, vă rog, ridicați până cine de acord cu forma prezentată. Cine este de acord cu... 1, 2, 3. Ridică mâna, băi, cu șoasă. Păi, domnul președinte, vreau să supuneți la vot. Da, același cum te sunteți de acord. Și după aceea, și chestia asta. Câteți pentru? 9 pentru, împotrivă. Împotrivă? Domnul Măciucă, dumneavoastră ce faceți? Eu sunt pentru reducere. Păi, dar acum, împotrivă, sunteți împotrivă sau vă abțineți? Dacă ați spus că sunteți pentru reducere, împotrivă, da? Două împotrivă. Acum, cine este pentru propunerea lui domnul Handalman? Cu 50% la 50% reducere. Automat, sunt două cu 9 împotrivă. Adică restul consilierului este pentru jumătatea cu... Nu, este pentru jumătatea cu... Deci, băi, ce vorbim? Au, dacă treci cu asta, să faci la... Campanie electorală. Faci o prostie. Nu mai prostie. Bine, dăm bine de ei, dăm bine de ei, dăm bine de ei, dăm bine. Exact. Trecem la următorul. Trebuie să avem în vedere... Domnule de la oameni. Trebuie să avem, trebuie să avem în vedere că dacă trebuie... Treținul, domnule. Dacă treținul nu era refăcut, nu mai era în picioare la ora actuală. Ca să o știți și pe asta. Acolo s-au pus niște trei, s-au pus niște patru. Dar pentru că aveam român, că aveam român, că aveam 5 milioane, mai mult. Acolo știți de din pierd. Pentru practice, da. Rămâne 1 milion. Că el a fost un pic de... Îl denumeam noi director de Cămin. Când avea activități pe la Cămin de aici, dar știi, nu, avut multe știi, știi când Căminul era într-o stare mai degradată. Da, așa este. Dar orice
lucru mai scump trebuie întreținut, are un preț. Tot scump. Dar are un preț mai scump. Păi corect. Și mai un pic mai înainte, am spus câte nunți au fost făcute. Trei nunți. Nu e mare istoric. Eu eram de părere în felul următor. De exemplu, casnicii, pentru oamenii care nu locuiesc în comuna Strugari, să nu fie 100 de lei, să fie 300 de lei, dacă nu sunt locuitori din comună. Ei nu sunt locuitori, dar nu pot să fie locuitori. Știi care e? La Transcriminea tot locuitori de aici. Da, da, da. 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 Da, că noi praznicile le facem nu pentru oamenii care sunt din alte localități, facem pentru oamenii care au decedat și care sunt de aici. Iar dacă copiii trăiesc la București. Și dacă la ceilalți le punem care vin să facă, să organizeze praznice 10 milioane de lei? 10, nu 100, 200. Adică... Dar o prea... Hai să mai se întâmplă. Înseamnă că n-am făcut-o pentru oamenii noștri, domnule. Oamenii care au decedat sunt de aici. Hai să ne luăm, da. Bun, hai să mergem mai departe. Mergem mai departe. Ce vine la București? Domnul primar, proiectul numărul 3. La proiectul de hotărâre privind organizarea sărbătorilor de anul 2017-2018. La articolul 1 se aprobă alocarea sumei de 6.500 de lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Strugari, județul Bacău, astfel. 4.500 de lei acordate de darul fiecărui copil preșcolar și școlar din comunitate și 2.000 de lei pentru organizarea datinilor, obiceiurilor și primirea urătorilor. Vreau să vă spun că din 4.500 pe care noi am prins în proiectul de hotărâre, 2.500 vin din sponsorizări de la diverse agenții economici. Nu e o sumă foarte mare, nu e o sumă mică, dar atât s-au putut aduna anul ăsta. Dacă sunt ceva discuții, discuții. Să vă întreb câți copii sunt care se vor face pachete și ce valoare vor avea pachetele sau ce se va pune, deci 15 lei, că am discutat cu dumneavoastră, ce se va pune în pachet? Adică se va lua de la magazin cu a fost comercial sau se va lua de la nu știu, se va pune ceva să-i asigure un zâmbet copil. Ce se pune? Întrebare foarte bună. Întrebare foarte bună, pentru că având în vedere că sunt sume foarte mici, noi ne-am deplasat chiar la stand la Bistrița și am luat direct de acolo ca să nu fie niciun adaos comercial, să nu fie discuții, că vezi bine. Adică să fie un pachet cât mai... Vreo 15 lei ți-am făcut, dacă-s 300 de 45 de milioane. Vreau să fac și eu, vă fac și dumneavoastră cu soția. Deci, am spus, din stand, direct, ca să nu fie problema că s-au făcut adaosuri la el. Îmi dau seama. Toți avem suflet, avem minimă, toți credem în Moș Crăciun, toți credem în sărbătorile astea de iarnă, toți avem copii. Nu cred că nimeni s-ar compromite pentru... Dacă el costă în stand 0,30, 0,30 și sunt pachet. Pentru că punga era de studii sărăcăcioasă, deci era vorba de vreo 7-8 lei și totuși tot aceeași sumă aproape s-au cheltuit pe... Bun. Asta am vrut să gândesc. Numai că anul trecut a fost sponsorizare, nu a fost niciun leu de la primărie. A fost numai pentru obiceiuri și date în 2000 de lei. Nu, a fost, da. Serios, nu îți discuți, la nivelul ăsta. Da, haideți să supunem la vot. Să punem la vot. Cine este pentru? 11-11, da? Mulțumim pentru. Domnul primar, punctul 4. Proiect de hotărâre privind necesitatea rectificării bugetului local pe 2017. Având în vedere adresa de la Consiliul Județean 21844, din 18-12-2017, adresa numărul 2966 din 07-12 de la AJFP Bacău, prin care s-a aprobat suma de 23.000 de lei, adică 231 de milioane. Este necesar ca să renunțăm acest proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului. Prin adresa
21.844 la Consiliul Județean, rectificarea pe care s-a făcut este în sumă de 7,18 lei, adică în mii lei înseamnă 71 de milioane, foarte puțin, și de la, din taxa pe valoare adăugată din TVA, ceea ce ne revine de la Agenția Națională de Administrare Fiscală Bacău, plus 17, adică 170 milioane. Suma este foarte mică și asta știți unde se duce, direct la, la secțiunea dezvoltării intră 71.000 de lei și la secțiunea asistență socială în diferență. Eu îmi cer scuze că greșeala mea și îmi fac mea culpa. La impozite și taxi, a fost discuția la taxi de la autorizație de funcționare, 45 de lei sau 64 de lei. Ca să știu ce să trec, să vedem cum redactăm. 45 de lei. Ei, nu, haideți să supunem la vot, să fiu sigur. Corect. Haideți, vă rog frumos, din greșeala mea. Nu, dar voi s-au pus. Da? Deci rămâne cu 45 de lei, da? Lăsați așa un pic, nu s-a supus. Nu s-a supus. S-a supus. Eu vreau să știu cum redactăm. Nu s-a supus. Haideți, vă rog frumos, cum facem? Facem 64 sau 45? Vreți să facem 5. Vreți să supunem la vot? Obligatoriu ca să pot să trec eu în hotărâre cum trebuie. Haideți să supunem la vot cine este pentru 45 de lei. 45. Pe cine este pentru 45? 1, 2... 6, 7, 8, da? Care de la buzunar. Nu poți să fiți înșați, care nu sunt consilii locali și au activități de comerț. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Că dacă nu mai împotrivă, trebuie să spun cine a fost. Cine este împotrivă? Domnul Trofim, unul împotrivă. Cine se abține? Abține? Abține trebuie să-i avem două. Hai, mă abține eu, dacă tot am... Abține-te-o dată. Mai vreau abține. Hai să facem matematici. Hai, care să mai abține, da. De abținut, parcă am văzut soare. Da, domnul secretar, deci s-au votat. Rămâne 65. Gata, bine. Rămâne 45, nu 65. Bine, deci 45 lei o să fie taxa de funcționare, da? Pentru învederea eliberării autorizației. Azi... N-ați pus la aprobare rectificare. Dacă aveți discuții la rectificare. Acum trebuie să aveți discuții. Nu mai țină oameni. Când e vorba de funcționarul, voi nu mai țină. Domnul Hasdanu are... Dar ce discuții? Cu ocazia asta urez cetățenilor în comuna Stăpânii. Păi stai că la urmă. La urmă. La urmă. La urmă. Ies acum înainte. La urmă. 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 La votați rectificarea, ca să știu de acord, băi. Păi, cine este pentru rectificare? Deci 11 din 11, da? Așa. Acum, la diverse, domnul... Și dar nu, mai avem un proiect. Mai avem un proiect. Mai avem Dărmănești, da. Mai avem un proiect, vă rog, domnul primar. Imediat, da. 25 de lei. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Având în vedere toate cele care sunt prevăzute în antetele proiectului de hotărâre, expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului, luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 2547 din 29.11.2017, s-a propus la articolul 1, se aprobă excluderea în Asociația Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare a orașului Dărmănești. Se aprobă analizarea și calcularea consecințelor economico-financiare ale excluderii prevăzute la articolul 1, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul asociat exclus. Se aprobă modificarea actului constitutiv a statutului Asociației Dezvoltare pentru Salubrizare, corespunzător prevederilor articolul 1 din prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul Cărușu Ștefan Ciprian, viceprimarul, având calitate de reprezentant al Comunei Strugari în adunarea generală a Asociației Dezvoltare, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1, articolul 2 și articolul 3 din prezenta hotărâre.
Se împuternicește președintele Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru ca, în numele și pentru județul Bacău, să semneze actele adiționale privind modificarea actului constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliul Județean, Prefecturii, Asociației de Dezvoltare și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre. Și de mare ești, și de mare ești în cadru. Clar? Da, normal. Domnul secretar, cred că va prezenta pe comisie care a fost... Da. După cum m-au întrebat el și ce așa, a zis, băi, asta este, dacă facem parte din AVIS, na, ei nu și-au respectat obligațiile contractuale, clar duce la excludere, că doar n-au făcut adresa asta, că Dărmănești a fost un partener loial vis-a-vis de Rompreso de AVIS. Eu am participat la discuții într-un cadru în care au fost chemați toți cei care sunt pe zona spre Bacău, spre Mâinești, zona montană, da? Bineînțeles că noi care suntem și fără ajutor financiar, având în vedere că nu sunt fonduri extrabugetare, nu ne permitem ca să, pentru că nu avem de unde, ca să facem înjumătățiri de taxe și așa mai departe. Pe lângă faptul că orașul Dărmănești, Moinești, orașele, orășelele, sau cum se numesc ele, au venit suplimentare față de cele de la buget, nici așa nu reușit să își permit să-și reducă taxele pe salubrizare și nici nu vor să fie, deci nu vor să fie în grupul ăsta pe care, la care noi am accesat cu toții împreună toate cele 93 de localități. Sunt alte situații, probabil, financiare, materiale, la nivel de orașe și nu vor să... Da, este în pericol. Să fie... Dar nu mai să dai problema lor, dar problema este că au și daune, vor plăti bani foarte mulți. Vor fi dat în judecată. Problema este că la nivel de județ, dar la nivel de județ, master planul ăsta privind salubrizarea, care eu zic că funcționează și noi suntem foarte mulțumiți. În momentul în care a ieșit și numai ești parte din contract, normal că el proiectul va avea de suferit. Va avea de suferit... Plus că noi o deducem la noi. Păi, dacă nu știu ce... Dacă eu am impresia că mai sunt și pomă care au altă societate care se ocupă de întâlnirea cu noi. Și eu mai văd o problemă. Dacă nu te primești cu gunoiul la rampa din gunoiul la Bacău. Și știți unde văd o problemă? Operatorul economic, el face un calcul, o ecuație, clar. Ai expus el la zero, un număr de beneficiari. Stai, domnule, dacă eu nu mai eu de pronit, nu mai am cheltuiele acolo. Deci, vor fi mai scumpi cei care vor veni în afara Rompreso. Nu vede ce. Este evident. O să vedem. Noi trebuie să... Noi aprobăm. Da, noi aici da, să iasă. Da, noi trebuie să aprobăm acum... Da, dar dacă ei... Haideți să supunem spre aprobare, să vedem ce... Spre aprobare, proiectul numărul 5. Cine este Pietro? 1, 2, 3, 4, ridicați mânuțele. 5, 6, 7, 8, da? Și domnul Măciucă. Domnul Măciucă, da? Da, da. Deci da, nu... Da, da, eu prins mâna sus. Eu nu am ținut. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Bă, eu nu am ținut. Eu nu am ținut. Sunt împotrivă. Unul împotrivă, domnul Botezator. Pentru că asociația asta din și domnul Prescu este singurul. Deci dacă au cu comuna Strugari, nu poate să mai presteze nimeni. Deci nicio altă societate prestări servicii în acea comună. Și aici așa este... un abuz al celor de la Rompreso. De asta sunt împotrivă. Să fii, mă, dacă eu am un contract. Deci, normal, dacă... Domnul Iore, vedeți. Aici a fost un proiect. Aici a fost un proiect demarat din toate localitățile din comuna. Un proiect de știință de societate. Noi ne-am... Nu a fost licitație. Nu m-am un pic. Ai întrebat în voi să-ți dăți. Deci, toate localitățile au făcut parte din proiect. Toate. Toate și-au dat consimțământul prin hotărârea Consiliului Local să facă parte din proiectul ăsta. Un proiect foarte mare la nivel de județ, de vreo 100 de milioane de euro. Așa?
Și tot proiectul, toată valoarea și tot caietul de sarcini a fost supus la licitație. Oamenii ăștia au câștigat licitația și s-au bazat pe niște valori prevăzute în caietul de sarcini. Da, domnul, așa este. Dacă noi, care facem parte din asociație, nu ne-a respectat îndatoririle care vin acolo, și normal că... Exclude. Eu știu, cred că și tu funcționezi ca societate acasă, pe firmă, asociații, AF sau nu știu ce. Sunteți doi membri. Dacă unul nu-și face treaba, sau doi asociați, dacă unul nu-și face treaba, cred că, îmi pare foarte rău, ne dăm la o parte. După părerea mea, aici, în treaba asta, nu este, să zicem așa cum ar fi, o economie de piață. Exact, asta. Acolo, să ai cu cine să concurezi, o să iei mai ieftin, o să iei. Dar pune prețul care de aia se bate joc. Vrei. Licitația nu. Domnule, sunt sigur că ne-ați fi întrebat. Eu nu mă interesează și nu vreau să prezentam. Să venim, domnule, peste 5 ani de zile să plătiți atâta gunoi. Deci aici... Da, haideți să încheiem. Să punem fiecarea prietului să rămâne așa. Nu, este un plan de evoluție. 10 ani de zile și fiecare de zile. Anul următor va fi 407 pe persoană. Azi, mă, ăsta au fost 387. Sunt creșterilor publice, adică nu sunt foarte mari. Haideți să încheiem cu treaba asta, că suntem... Dau 60 cu mori. De-a fi că mai 6 de zile. Te mori tu de cuni. Te-ai tu de treaba. Păi așa e contract. Păi și contractul dacă ea, îi spune pentru cum, pentru cum și pentru cum. Vine la mine, au dat pe mine, bătă la mine, eu ăsta, pe mine că n-am dat. Și eu nu tu dau bani. La telefonul mobil, dacă nu vorbești, tot plătește. Adică e un fel de abonament. Eu cred așa, ăsta e cuvântul. Democrația, civilizația. Și toate au adică preț. Adică eu să spun chiar dacă nu e. Aici trece da, democrație. Ceva mare acolo. Păi, care e o prins de chestia asta. Deci își croapă de groile, ai să tu și nu ai cu tot. Nu-i ceva de democrație. Ați pus la vot? Am spus-o la vot, da. Nouă pentru, împotrivă abținere, da? Acum vă rugăm frumos la diverse. La diverse cine se înscrie la cuvânt. Haideți, domnul Handan. Da. Am zis că e un lucru bun că s-a început să ilumineze și Strugariu, să fie în rit de sărbători. Așa. Doi la mână. Îmi pare rău, domn primar, că n-ați putut să ajungeți pe 1 decembrie, când ați sfințit aici monumentul ăsta și lumea chiar v-a așteptat. Sincer vă spun. Adică, unii colegi spune că eu fac campanie electorală. Nu. A fost o chestie care am putut să o fac în memoria eroilor și... Ținea și de dumneavoastră, ca și primar, să fiți prezent. Acum, nu știu, dar chiar dacă n-ați putut, trebuia să fie un reprezentant al Consiliului Local prezent acolo. Ai fost tu. Haideți să termine. Sigur? Haideți să vă spun o chestie nou. Am fost singur, dar și 150 persoane alături. Am ceva, am înțeles. Am înțeles o chestie la momentul ăla. Da, domnul. Cine este eroi până la urmă? Toți acei eroi, după semnul care sunt acolo, e Hanganul Fiorel și Hanganul Adina. Eu așa am spus că Hanganul Fiorel și Hanganul Adina respectă eroii. Eroii n-am putut să pun. Cuvântul eroi, așa toți, aici am și eu. Toți respectă eroii. Vă rog că frumos, dacă au fost înaintași de-ai noștri care au văzut pe front, lăsați în pace. Deci toți respectăm eroii, dar nu pe regimul. Eu m-aș fi dus sincer, da, și aș fi dat la cei mai necărjiți oameni și cei mai necărjiți copii. Sunt niște femei pe la rectiv, la care nici nu merg, nici nu se merg. Cum? Creta? Mai mult. Știu, doamna. Da. Deci era o pomană foarte...
Haideți, oriunde, nu mai făceam. Deci eu zic că am făcut un lucru bun, dar părerea mea e că aici vreau să ajung. Și lumea era într-un fel dezamăgită când ați fost prezent. Pentru că să știți un singur lucru. Sunteți primarul Comunei Strugari. A politic. Da, domnul Viorel, într-adevăr. Dar acum, dumneavoastră, adică mă refer, domn primar, haideți să vă spun o chestie. Putea o activitate de copii, de 10 copii, să cânt un imn național. Adică, totuși, sunteți primarul localității. Și eu, chiar sincer, m-aș fi bucurat să fiți prezent. Doamne, dar hai să răspund domnul primar. Pe 1 decembrie a fost, anterior la 1 decembrie, a fost organizat la Cămin o activitate ca să sărbătorim și să aducem un omagiu pentru toți acei care și-au dat, s-au jertfit pentru noi. Și, și eu m-aș fi bucurat ca din Consiliul Local, chiar și dumneavoastră, să fiți prezent. Nu ne-ați invitat, eu aș fi... Nu! Deci, sincer să fiu, și îmi pare rău că n-ai participat. Și de asta am precizat un pic mai înainte la taxă și impozite locale, că vine să ne luăm certificatul de urbanism, atunci trebuie să construim ceva. O mare parte din oameni au zis în felul următor, domnule, le-ați dat autorizație de construcții pentru așa ceva? Deci, nu, o să fim nevoi. Nu. Deci, nu, pe bune. Trebuie demolat. Nu. Haideți că nu am intrat mai mult în problema. Problema m-a întrebat și, nu știu ce, și din rațiuni sau din motive personale n-am reușit să vin, nu e un lucru rău ceea ce s-a făcut. Eu salut oricare faptă și oricare lucru care se face pentru comunitate e foarte bun. Și oricare rămâne ți-a spus că orice se face e un lucru bun. Și este dar important problem, ceea ce faci pentru problema este să nu în acele legale. Nu. Eu mă bucur că ai făcut. Aici a venit Dorotică și eu sprins ca drumul. Dar e bine ca și noi să ne angajăm. Păi, vreau să fac. Dar ia spuneți un pic, de exemplu, magazinele astea sunt făcute cu autorizații de funcționari? Domnule, eu n-am spus. Știi care e problema? Avem un raport de specialitate, avem un referat, este aprobat, este eliberat certificat de urbanism. De exemplu, eu acum și filmat. Eu sunt de acord și o să fac adresă la institutul, la Centrul Eroilor din Județul Bacău, pentru că asta trebuie să fie un de bun public, deci nu este al lui Viorel Hangranu, chiar o să donez un metru pătrat din suprafața mea de acolo, inclusiv Consiliul Local, adică vreau să fie totuși un bun public. Deci o să, deci eu o să vă spun. Dar dacă n-ați putut să nu mai, nu mai comentăm. Deci eu ți-am spus despre ce este vorba și orice donație pe care nu că auziți în chestia asta, că vreți să-l demolează. Nu o să-l demolează. Trebuie. Problema, știi care e problema? Care se, se pune ca să fie și cu un final? Orice donație poți să faci prin un document. Declarare de renunțare a proprietății. Printr-un document oficial. Eu zic că n-ar fi bine să fie donat. E un lucru făcut de fiecare și eu dacă îmi fac un lucru a meu și vreau să-l donez, trebuie să-l donez cu documente, cu acte, ceea ce nu se poate face. Asta, ce ai făcut tu? Da. Hai din sală cineva, cine s-o mai înscris la cuvânt? Eu ți-am spus, orice lucru, bine făcut, e bun făcut. Viorel, mai ceva? Nu. Domnul Vatăla. Eu sunt de acord cu toate materialele prezentate aici. N-am nimic în potrivă, ci mi-am pus la fiecare proiect ce ne mulțumesc sau ce corecție am promis aici. Am în vedere că suntem sfârșit de an. Eu, la toți care suntem aici și la ceilalți care nu suntem, urez multă sănătate, fericire și numai bine în anul care vine. Și aș vrea încă o vorbă, să nu avem atâta dușmănie, invidie, unul pe altul, că e păcat. Nu trăim așa de mult. Așa este. Așa este. Păi, așa este, dar trebuie să conștientizați fiecare mesaj de Nenea Ghiță. Că Nenea Ghiță a fost supus la anumite încercări în viață și trebuie să-l înțelegeți. Vorbesc cu tine, dar nu cu noi, dacă numai un moment vreau să... Țineți-vă, domnule. Că numai, mă, sunt unii cetățeni. Sunt locuitori, sau vorbesc unii... în calitatea diversă ca locuitor al comunii. Păi, ca să știu cum ce calitate. Dar ce vrei? Domnul secretar, o secundă, numai. Domnule, o apreciez spiritul domnului Ghiță cu o semnificație asta care fac și îi mulțumesc. Dar sunt o parte
prea puternici, prea, cum se spune eu, criticos ia totul cu ei. Nu e nimica. O fi ei patru scârburi și răutate. Asta vreau să spun. Să nu creadă că dacă are o funcție sau are acum, acum o are și peste puțin timp poți să nu o mai aibă. Și să fie rând cu, cu bunusie, trebuie să avem toți, de fiecare, trebuie să fie ăla mai cu ajutor. Asta vreau. Da, mulțumim și domnului. Și eu aș vrea cu ocazia asta să urez locuitorilor comunei Strugari, ca și consilier local, sănătate, fericire, un an nou cu bucurii. Și de cine și cu colegilor, eu, ca și activitate de consilier, chiar dacă am mai pus întrebări care poate au mai deranjat, dar nu am nimic cu niciun consilier local, nici cu domnul primar, nici cu domnul secretar. Eu țin să vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Mândaru. Dacă crezi polemici, că nu și-au rost. Haideți, cine s-o mai înscris la cuvânt? Dacă nu mai sunt... Numai un pic. Mai are domnul Mai sunt câteva zile din anul acesta, care le-am petrecut împreună toate ședințele, participând în mod masiv fiecare așa. Aș ruga ca pe anul viitor să fim mult mai bun unul cu altul, să nu ne mai gândim chiar și politic, chiar și așa, că politica știți că are un nume care nu vreau să spun, că noi toți oamenii rămânem în comună. Vă doresc la mulți ani, la toți locuitorii comunei Strugari, la familie dumneavoastră, succes în activitate. Vă mulțumesc! Doamna Filiar, v-ați scris la bun. Nu mă scris. Ba da, nu vorbeam. Vorbim mai înainte. O copine e scris. Da, repede. Da, repede. Da, repede. Da, repede. Da, da, domnul. Da, o să mă ridic ca să mă vedeți toți. În numele echipei Exclusiv TV vă mulțumim foarte mult că sunteți un consiliu primitor. Deci mulțumesc instituției Consiliului Local, mulțumesc foarte mult domnului primar pentru că a arătat transparență decizională. Noi avem un proiect care situează în acest moment județul Bacău pe primul loc în România la transparență decizională. Sunt bucuros că sunt dezbateri la dumneavoastră aici, sigur, uneori se mai trece un pic prea mult, dar este foarte bine să aveți dezbateri, să aveți schimburi, să puneți întrebări executivului, să fie foarte clar pentru cetățeni cum se cheltuie banul public și cum îi păstoriți, cum se spune. Pentru că dumneavoastră sunteți deliberativ, domnul primar, în funcție de proiectele pe care le propuneți să le punem în practică. Să avem un an bun, frumos, vă promite că vom fi alături de dumneavoastră la tot felul de evenimente. Chiar acum spunea domnul primar că o să mergem la Cămin, e un eveniment. Suntem alături de dumneavoastră, chemați-ne și venim cu mult drag. Vă mulțumim, la mulțumim! Da, și eu vreau și eu să vă mulțumesc pentru activitatea depusă pe întreg anul 2017. Cu realizările pe 2017 și sperăm ca pe 2018 să ducem la îndeplinire toate proiectele care le avem și la care am participat împreună. Să dea Dumnezeu să fie un an nou cu belșug, să fim sănătoși, să fim mai toleranți, să fim mai buni. Că ați văzut cum spun, să dăruim în perioada asta, pentru că bătrânii spun că da, de da, să faci rai. Și să urez tuturor cetățenilor din comuna Strugari la mulți ani sărbători fericite și nu numai, la toată lumea care există pe pământ. Mulțumim, domnule. Eu câteva cuvinte referitor și la activitatea profesională. Zic că am avut un an fructuos, am avut o colaborare bună, n-am avut niciun proiect de hotărâre sau vreo hotărâre care fie atacat în contencios. Spun că tot ceea ce am făcut noi aici au fost privind comunității și cred că am colaborat foarte, foarte bine și mi-aș dori ca și la anul să colaborăm tot la fel de bine, este întotdeauna loc de mai bine și să facem ceea ce trebuie ca să fie mai bine pentru toți. Eu vă doresc la mulți ani și tot bine de bine lume. Și înconjurat de sănătate. Cred că sănătatea este atributul principal. Dacă avem sănătate, depășim tot.
încă o dată am înțeles. Și lui domnul Ungureanu o mențiune specială, mi-a fost alături tot timpul și am colaborat, eu zic, pentru transparență decizională, pentru accesul liber la informații de interes public. Eu cred că am colaborat bine și cred că și dânsul are aceeași opinie. Da. Mulțumim. Prea cu televiziunea Onești. Din punct de vedere jurnalistic, domnul Ungureanu, știți că noi am stabilit ca să facem un premiu de fidelitate pentru cei care fac 50 de ani de căsătorie. Am spus că după ședința Consiliului Local de astăzi, 19 decembrie, ne-am organizat un pic la cămin. Probabil cei care au împlinit vârsta sau anii de 50 de la căsătorie, vă invităm cu toții la dumneavoastră, îi felicităm, le spunem la mulți ani să le dea Dumnezeu sănătate și viață lungă în continuare. Haideți cu toții la mulțumim!